Așadar, bună ziua, dragi ori, bucăți la treia cu microfonul online. Pornim repede la treabă. Așadar, Ștefănia, tema pentru a doua zi. Da. Deci tema pentru acasă, da. Tema pentru acasă. Lasa a cincea. Începem. Să se determine fracțiile echiunitare de forma 3 ori x plus 1. Să se determine fracțiile echiunitare. Echiunitare. De forma. De forma. 3 ori x. Plus 1 supra. 3 ori x plus 1, totul supra. 5 plus x. 5 plus x. Când o fracție este echiunitară? Când numitorul și numărătorul sunt egale. Da. Deci, adică este egală cu 1, hai să zicem noi. Da. Doar asta răspund, da. Egal cu 1, dacă și numai, dacă... 3 ori x plus 1 este egal cu 5 plus 5. 5 plus x. Da. Așa. Sau invers. Sau invers, sigur că da. Echivalent. Scădem un x din ambii membri. Da. Și atunci o să rămână 2 ori x, da, plus 1 egal cu 5. Echivalent. Scădem un 1 peste tot. O să fie 2x egal cu 4. Da. Egal cu 4 împărțit la 2. Da, egal cu 2. Egal cu 2. Următor. Tot același lucru. 2 ori x plus 5 supra 3 ori x plus 2. 3 ori x plus 2 egal cu 1, dacă și mai dacă același model, te rog vorbește. 2 ori x plus 5 este egal cu 3 ori x plus 2. Acum scădem 2x. Așa, din ambii membri. Da. Și atunci o să rămână 5 egal cu 1x plus 2. Corect. Și mai poate fi scrisă ca 1 ori x plus 2 egal cu 5. Egalitate din celor membru, da. Deci x plus 2 egal cu 5. Și scădem un... Scădem un 2. Da. 1 ori x este egal cu 3, x egal cu 3 împărțit la 1. X egal cu 3. Următorul. Determinați a mari. Și mulțimea a mari este 3, 4, x, 8. Deci mulțimea a mari conține de formă. Da. 3, 4, x, 8. Supra. 4, 3, Y, 9. Aaa, numărul. Da, numărul. De așa dictează. Eu am pus virgule. Da, nu știam cum să vorbim. Deci, mulțimea mare egal cu fracțiile, fracțiile de forma la numărător. Așa am spus ca să, da, ca să înțeleg și eu. Eu îmi trădeam cu virgule acolo. Da? Deci, mulțimea a mare egal cu fracția de forma la numărător este numărul din 4 cifre, ca să percep și eu, din 4 cifre, care sună așa. 3, 4, x, 8. Bară, supra, da, de ce? Supra, numărul de formă, 4, 3, y, 9. Așa. Fracția se simplifică cu 3. Deci, să găsim mulțimea a mare a tuturor fracțiilor de model, de forma asta, așa. Cât, așa încât fracția asta, să o notăm cu el, se simplifică cu 3. Simplifică cu 3. Da, cu 3. Închidem paranteza. Când o fracție simplifică cu 3? Când și numărătorul și numitorul se împart la 3. Da? Da. Deci, putem simplifica prin 3 dacă și numărătorul și numitorul sunt par la 3.
Deci, hai să spunem. 3, 4, x, 8, supra 4, 3, y, 9, se simplifică prin 3. Dacă și numai dacă. Suma lor. Dacă și numai dacă și numărătorul și numitorul se împarte la 3, da? Dacă și numai dacă 3, 4, x, 8 se divide la 3 și, în același timp, 4, 3, y, da, y, 9, se divide la 3. Și dacă și numai dacă, ne amintim criteriul de divizibilitate. Dacă și mai dacă suma cifrelor atât pentru primul cât și pentru celălalt se parte la 3. Deci dacă și mai dacă 3 plus 4 plus x plus 8 în paranteze se divide la 3, da? Suma cifrelor se parte la 3 și de desubt și 4 plus 3 plus y plus 9 se divide la 3. Echivalent cu 7 și cu 8, 15. Da? 15 și cu x. Deci 15 plus x să se divide la 3. Și, dedesubt, 16 cu 4 și 3, 7 și cu 9, 16 plus y să se divide la 3. Ia să vedem ce x ne-a convenit sus. Rezultă că x aparține mulțimii. Ce variante am avea? 15 și cu cine prima dată, cu ce x adunat să se divide la 3? 3. 0. Ah, da. 0 e bun. Da. Deci, x aparține lui 0. Apoi, ai zis-o bine 3, 3, că 15 și cu 3 face cât? 8. 18. Deci bun și 3. Apoi? 6. 6, sigur că da. 9, sigur că da. Și cam atât. Da, că atât că x nu cifre. Da. Da? Până 9. Din jos. Y aparține mulțimii numerelor. 16. Nu. 16 nu se împarte la 3. Da, nu se împarte. Deci Y nu poate fi 0. 2. 2, foarte bine, 2. 2. 4 nu-i bun. Nu, nu-i bun. 4, 5 ar fi. 16 cu 5, 21. Da. Deci 5. La 2 mai apoi 3 acum. Asta e smecherea. 5, apoi 8. Și atât, că sare de... Da? Și acum, hai să vedem toate fracțiile cu putință. Mergem cu x egal cu 0 și pe y ca la alergăm. 2, 5, 8. Urmă 3, 2, 5, 8. Da? Deci A mare va fi formată din fracțiile. A mare va fi formată din fracțiile. Acolo 3, 4, 0, 0, 8, supra 4, 3, 2, 9. Virgulă. Altă fracție. 3, 4, 0, 8, supra 4, 3, 5, 8, 9. 9, așa. 3, 4, 0, 8, supra 4, 3, 8, 9. Virgulă. Am terminat cu y, cu x-ul 0. Acum x-ul luăm 3, da? Da. Și urmează. 3, 4, 3, 8, supra 4, 3, 2, 9. 9. 3, 4, 3, 8, supra 4, 3, 2, 9. 3, 3, 5. A, 5, da. Că e una de următoare, da? Da. 3, 5, 9. Apoi. 3, 4, 3, 8, supra 4, 3, 5, 9. 3, 4, 3. Păi iar 5? 2. Nu, păi 2 la 8. 8, 8, da?
4, 3, 8, 9, da? Da. Acum luăm pe X6. X6. Și zicem 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 6, 8, supra 4, 3, 2, 9. 3, 4, 6, 8, supra 4, 3, 5, 9. 3, 4, 6, 8, supra 4, 3, 8, 9. Corect. Și, în sfârșit, nouă. Îl luăm pe X9, da? Da. 3, 4, 9, 8, supra 4, 3, 2, 9. 3, 4, 9, 8, supra 4, 3, 5, 9. 3, 4, 9, 8, supra 4, 3, 8, 9. Corect. Astea sunt toate fracțiile. Da. Să vedem, foarte frumos exercițiu. Hai să vedem ce ne-a cerut autorul. Zice, găsiți toate, găsiți în mulțimea toate fracțiile de modelul ăsta, 4 cifre sus, 4 cifre jos, care să fie simplificabile prin 3. Și noi ne-am gândit așa, o fracție se simplifică printr-un număr, printr-un număr în general, dacă se împarte și numărătorul și numitorul prin acel număr. Acum, fiind vorba de 3, avem o calitate. Trebuie să împartă și numărătorul și numitorul la 3, dar la 3 avem criteriul de divizibilitate. Da. Un număr se împarte la 3, că suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Și am redus problema la a spune că 15 plus x se împarte, să se divide la 3 și 16 plus y se divide la 3. Aici am găsit că x ar avea variante 0, 3, 6, 9, iar y ar avea variante 2, 5, 8. Și acum, aici a fost iarăși al doilea moment frumos, să recunoaștem al exercițiului, când pe X l-am lăsat fix și Y-ul l-am luat toate variantele. Ca să nu pierdem vreuna din situații, nu? Că fracțiile sunt 4 ori, 4 ori 3, 12 fracții. Uh-huh. Sunt acolo 12. 4 și de 3 ori fiecare, da? Da. 12 fracții. Foarte frumos. Măi, așa mi-a plăcut. Mi-a plăcut de exercițiu pentru că a scos criteriul de divizibilitate la 3 și ideea asta că trebuie să prinzi toate fracțiile. Da. Că dacă luam una, două din ele așa, pierdeam foarte multe. Adică exercițiul a fost incorrect rezolvat. Dar să vedem un alt subpunct. Să se simplifice fracția. Să se simplifice fracția. Să vedem, să știm tabla întregii. Să se simplifice fracțiile. 4 ori 7 la n. 4 ori 7 la n. Plus 7 la n plus 1. 7 la n plus 1. Supra 12 la n plus 1. 12 la n plus 1. Minus 12 la n. Pe 7 la n plus 1 putem scrie ca 7 la n ori 7 la n și pe 12 la n plus 1 ca 12 la n ori 12 la n. Corect. Deci, o să zicem egal mai departe cu 4 ori 7 la n
plus 7 la 9 ori 7 la 3 sopra 12 la 9 ori 12 la 3 minus 12 la 9. Și egal. Acum putem scoate sigur că da. Un factor comun pe 7 la 9 și jos 12 la 9. Perfect. 7 la 9 pe lângă 4 plus 1 ori 7. 1 ori 7 ori 7. Da. 4 plus 7, totul supra. Totul supra. 12 la 9 pe lângă 12 plus 1. 12 minus 1. Minus. Da, minus 1. Și egal mai departe cu, spune? Acum, 7 la 9 ori 4 plus 7, 11. Ori 11. 12 la 9 ori 11. Acum putem simplifica 11 cu 11. Exact. Și ne rămâne 7 la 9 supra 12 la 9. Asta ar fi. Care mai poate fi scrisă 7 supra 12? Totul la n. Poate fi scrisă și așa, fiindcă și numărătorul și numitorul la puterea n. Următoare fracție. Totul îmi place. Da? Da. Asta în ghilimele îmi place. 3 plus 6 plus 9 plus puncte puncte plus 150 supra 4 plus 8 plus 12 plus puncte puncte plus 200. Ce mai iubesc? Da, văd! Ai putea să te abții un pic de dragostea asta care o manifesti tu pentru mine? Nu. Nu. Bine, uite. Uite așa acum. Parcă mi-am făcut noi de astea, sume de astea. Dar mai țineți unde? Dar trebuie să ne amintim. Asta e sigur. Că n-avem control, se-și filmează. Da? Deci trebuie să găsim o... să ne amintim. Păi e suma Gauss. Așa. Și roția e de 3. Corect, corect. Și cum era suma aceea Gauss? Suma egal cu 3 plus 6 plus 9 plus puncte puncte 150. 6 plus puncte plus 9 plus 150, da. 150 minus 3. Nu, 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 s-a adunat primul și ultimul. A, plus 3. Deci 150 plus 3. Împărțit la 2. O secundă. Ori cât sunt ei? A, da, și trebuia să aflăm numărul lor. Numărul lor. Cred că acolo făceam așa. Ca să aflăm numărul lor, cum făceam noi? Nu, eu zic că aici se scădea și acolo se aduna. La numărul lor. Cum se face la numărul lor? Ca să aflăm câți sunt. Uite, dacă luăm așa, hai să descoperim că dacă memoria asta ne joacă feste, plus 3 plus 6 plus 9 plus 12. Cât sunt 4 aici, nu? Da. Ca să aflăm câți sunt, parcă scădeam din 12 pe 3. Da. Deci egal cu 12 minus 3, împărțeam la, din cât, la rații, din cât în cât sari da, ei, la 3. La 3 și plus 1. Așa, da. Deci nu, nu îi vine egal. Numărul lor. Uh-huh. Nu e egal, că eu prostii spun că e egal aici. Numărul lor. Și... ia să vedem de 4, că 4 trebuie să-mi dea. 12 minus 3 face cât? 9. 9. 1 împărțit la 3 plus 1. 3 egal cu 3. 3 plus 1, 4. Așa, așa face 3 plus 1. E bine. E bună ideea. Așa se face și noi. Zicem acum. Numărul termenilor, scrim așa, termenilor din S1 este egal cu 150, mergem pe modelul ăsta, da. Deși e bine. 150 minus 3. Da, primul. Împărțit la 3. Da, plus 1. Plus 1. Și egal cu? Așa. 148. 47. 7.
147, împărțit la 3. Deci face 147, împărțit la 3, plus 1. Și face cât? 3 în 14 de 4 ore. Da, 4 3 12. 12. Ne rămâne 2, 7, 3 în 2, 7 de 9 ori. 9 ori. 49. Și 49 plus 1, 50. Da, 50. Sunt 50 de termene. Și acum, acum zicem acolo 150 plus 3, știi că am lăsat suma, da, S1, da, ori 50 și împărțim totul la 2. Supra 2, putem zice. Da. Și egal cu 2 cu 50 simplifică și întâi în 25, da, și face 153 ori 25. Ia muncește tu 153. 15. 5 ori 5, 3 6 2 3 6 2 ori 5 10 2 ori 1 2 și cu 1 3 5 2 8 3 300 3 320. Nu, 3825. Ștefania, știi ce am să fac? Am zis că 153 ori 25. Nu mulțumesc. Că cine știe, poate eram baftă să simplifice. Să vede mai ușor. Am muncit degeaba cum să fac în mulțumesc. Deci zicem 153, da, ori 25, nu? Da. 25, supra. Hai să ne opunem de suma a doua. Da. Ai înțeles? Da. Că tocmai avem să se simplifice. Da. De ce să mulțesc eu și să pe unul să împart? Că numai dacă... Ei, măcar am aflat rezultatul. Da, da, am aflat rezultatul, însă asume. Da. Dar pe noi nu ne interesează, ne interesează să împlinim fracția. Da? Ies 2, hai. Ies 2. 2 este egal cu 4 plus 8 plus 12 plus 100 plus 200. Și mai întâi aflăm numărul. Da, numărul termenilor. Și este 200 minus 4 împărțit la 4 plus supra 2. Da. Deci... Nu, plus 1. Plus 1? Da, plus 1. Deci cum ai făcut? 200, ai zis? 200 minus 4, da, împărțit la 4 plus 1. Da, 4 că sar din 4 în 4, da? Da. Plus 1 și face... 196 împărțit la 4 plus 8. Și egal? 196 împărțit la 4. 4 în 19 de 6. 4 în 19 de... Fac aproape 19, mai puțin de 20. 4 ori 4. 20. 4 ori 4. Da. 16. Da. Ne rămâne 2, 6, no, 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 no. 3. 3 rămâne, că e 9, dacă, da? 90, 36. 36. 4 în 36 de? De 9. 9 ori. 36, 49. 49 plus 1. 50, la fel că... Tot bine, 50, sigur că da. Acum... Suma va fi egală cu... 200 plus 4, da, împărțit la 2... Nu, sau înmulțit cu 50. Da, înmulțit cu 50, supra 2. Și egal 2 cu 50 simplifică, 25 și face 200. 204 ori 25. Asta-i și suma. Și înlocuim la în fracție și zicem 204 ori 25. Ori ce tare chestie. 25 cu 25 simplifică. Da. Vezi ce înseamnă? Mulțeam ca să împărțim pe urmă, să simplificăm. Da. Din timpul. Ești perfect. 253 supra 204. Mai vedem dacă e, da, încă simplificabilă. Păi... Prin 2 n-ar merge. De ce nu merge? Pentru că la nu vrea la de sus. Merge, da. La 3, 5 și cu 1, 6, 6 și cu 3,
9. Vrea. Da. 2 cu 4, 6. Vrea și asta. Bun. Îi dăm prin 3. Și atunci. 3 în 15. 3 în 15 de 5 ori. Da. 5 ori 3, 15. 3 în 3 odată. Așa. 3 în 20 de 6 ori. 6 ori 3, 18. Rămâne 2. 24. 3 în 24 de 8 ori. 3 ori 24. Da. Acum să mai vedem prin cât. La 2 nu merge. Nu merge. La 3, 5 cu 1, 6. Vrea, dar jos. 14. Nu vrea. Gata. La 4... Nu mai, gata. Nu vreau la 2, nu la 4, nu încercăm. Da. La 5? La 5 nu. La 5 nu? Că nu-i 0 sau 5. Așa. 6 nu încercăm. 2 și 3 au avut, da. L-am întrebat, nu au vrut. La 7 se vede. La 7. 51 la 7. Nu merge 51 pe 7. 7 ori 7, 49. Da. Oh, nu, da. Nu merge. Și dacă ne-am apropiat la 11, 11. După 7, numere prime, da. Este 11. Dar la 11 nici vorbă. 51 la 11, nu merge. Bun. Concluzia este că fracția asta este ireductibilă acum. Da. Da? Ireductibilă. Și terminat. Hai să mai vedem o dată. La primul, că la primul n-am zăbovit prea mult, dar ne-a mers destul de repede primul. Da. A fost chestia aia să-și vedem că 7 la n plus 1 e 7 la n ori 7, nu? Aha. Și 12 la n plus 1, 12 la n ori 12 la 1. Adică de unde provine adunarea exponenților? De la mulțire, da? Și în felul ăsta am scos în factor și tot a mers. E frumos, foarte frumos a fost și așa, dar nu mai ne aminteam așa bine, da, că n-am mai lucrat de multă vreme. Deci, îndată 3, 6, 9, 150, când vezi că sunt așa la distanță, aceeași distanță tot timpul, termenii, imediat îți fuge mintea spre o sumă în Gauss, da? Da? Sumă Gauss. Dar trebuie să, marea greutate, știi că trebuie să aduci pe primul plus ultimul, dar câți sunt termeni? Câți termeni sunt acolo? Este important să aflăm. Și acum am descoperit, ne-am amintit că numărul termenilor, termenul egal cu din ăsta minus ăsta, împărțim la rații, la ce distanță, și adunăm unul, că începem cu el, da? Cu primul și ultimul. În concluzie, asta a fost ideea. Autorul a vrut să ne întrebe, mai știți voi sume Gauss? Da. Și încă o pantă, n-a fost cazul să mai mulțim, că același număr de termeni au fost și am putut să facem simplificarea. N-avea rost să mulțim și până să perdem timpul cu simplificările care aveau să urmeze prin 25, nu? Da. Alte chestiuni? Să se afle X pentru care? Să se afle X pentru care? Două puncte. Numărul de formă. 1X. 1X supra. 3X. 3X, așa, numărul 3. Este egală cu 3 pe 8. Egal cu 3 pe 8. Ce idee ai aici? Păi, am pune 15. Dar de ce te gândești la 15? Păi ar fi, dacă punem sus X5, ar fi 15. Deci, când cu 5 ar fi venit 3. Da. Și jos, am pune 35. Obligatoriu 35. Da. Da. 35 nu se împarte la 5 ca să facă 8. Da. Deci te gândești aici să pui pe X. Ștefanea, dar hai să punem X-ul. Câte variante avem la X? Până la 9. Până la 9. Hai să luăm ușor. Câte variante? Hai să luăm ușor. Tu ai avut o idee bună. Te-ai gândit să fie multiplu, să fie simplificabil prin 3. Dacă locul x egal cu 0, nu mai poate fi simplificabil prin 3. Deci 0 n-ar fi bun. Deci 0. 1, 11, nu are rost. 12? 12,
Da. Deci iată că x egal cu 2 poți să-l pornim, pornim elicitul. Deci pentru x egal cu 2, pentru x egal cu 2, atunci o să fie 12 supra 32. 12 supra 32, și pe care o simplificăm prin 4. Și atunci o să fie 4 împărțit la 12, 3, 4 împărțit la 32, 8. Nu, nu 4, 32 împărțit la 4. A, 32 împărțit la 4. Așa? 8. 8. Foarte bine. Bun, x egal cu 2. Alt x la care să ne oprim. 13. N-are rost. 14 nu. Cum se face? 15. 15? Da. Merită să ne ocupăm. Nu știu dacă avem sorte zbână, dar noi le testăm. X egal cu 5. Și atunci vine. 15 supra 45. 35. Atunci o să simplificăm cu 5. Și o să vină 3 și 35 la 5, da, 7. 3 pe 7, care e diferit de 3 pe 8. Da? Deci nu ne place x egal cu 5. Alt x. Dacă am pune 16. La 3 nu merge. Nu. Altul. Te duci odată, te duci nici 17. 18. Da, te gândești la cine se împarte la 3. Așa controlezi. Au fost 12, au fost 15 și 18, da? Pentru numărător alergi. Da. Acum x egal cu 8. Da. Adică 18 supra 38. Și atunci simplificăm prin 6. Da. Și o să fie 3. 38 simplificat pe 6. Nu prea merge. Nu, prea pe 6. Nu, nici nu merge da, prin... Nu merge. Nu merge prin... Prin cât? Prin... 8. Prin 6. Da, prin 6. Oh, deci e clar. Cel mult acolo puteai simplifica care, cum arată fracția. Ai zis tu 30 și... nu, 18 parcă ai zis. Pentru x egal cu 8, nu? Da, 18. Și supra 38. Putem simplifica printr-un 2. Da. Și face 9 pe... pe... O dată, 18, 9. 9. 9 pe 18, care e diferit de 3 pe 8. Da. Da? Și iată, ne pare rău, câte variante ale lui x ai găsit? Pentru care... E una. E una. X egal... x egal cu 2 este singura valoare pentru care fracția aceea se devină, cât se devină? 3 pe 8. Da. Da? Bun. Te rog. Aflați nu natural pentru care 4 n plus 7 supra... Aflați n natural pentru care 4 n plus 7 supra n minus 1 este număr natural. N minus 1, da? Da. Devine număr natural. Ia să vedem aici ce facem. Deci trebuie să găsim că ce nu să pui tu acolo, încă după ce înlocuiești, să facă împărțirea exact. Nu așa? Da. Păi, am mai făcut de asta, măi, am făcut. Îți mai amintești? Cred că da. Fracția asta mai poate fi scrisă ca 4 ori n plus 7, care se divide la n minus 1. Care trebuie să divide la n minus 1. Da. Și acum... Deci, hai să încercăm. Deci, fracția 4n plus 7 supra n minus 1 devine număr natural. Dacă și numai dacă, ăsta de jos e un divizor a celui de sus, da? Da. Dacă și numai dacă n minus 1
divide, nu minus 1, par așa, par, da, da. Divide pe 4 n plus 7, sau, se mai poate scrie, sau 4 n plus 7 să se dividă, să se bate exact, la n minus 1. Ori așa, ori așa. O scrie la ce, o cealaltă, nu, în cap pe discuție, este corectă. N minus 1 se divide, să fie un divizor la 4 n plus 7. Sau 4 n plus 7 să se împarte exact la n minus 1. Da. Nu, acum mai amintesc. Nu știu cum să fac. Păi, vedeam. Asta ar fi. Așa făceam. Ai dreptate, scoteam ceva în factor. Umblam la numărul ăsta. La numărul ăla, ca să ajungem la n-1. Să scoate... și... Asta era. Asta era. Dar ca să scoatem... Pe 4 ar trebui să scoatem un factor. Da. Și ca să scoatem pe 4 un factor, trebuia să fie 4n-4. Da. Dacă ar fi fost 4n-4, Ștefania, 4, scoteam pe 4 în factor și vineam la minus 1. Da. Dar de unde e minus 4? Nu l-am. Nu, dacă ar fi așa, visăm acum, nu? Da. Hai să facem chestia asta. Deci 4 n minus 4 plus 4, hai să-l adunăm să scădem, plus 7. Adică să nu modificăm cu nimic. Da. Da? Totul supra n minus 1. Atunci scădeam un factor pe 4. Din ăștia 2 doar. Da. Da. Deci egal mai departe cu 4 pe lângă n minus 1 plus 11, că 4 cu 7 fac 11, totul supra n minus 1 și egal... Atunci scriam 4. Distribuie numitorul, nu? La două fracții, foarte bine, ți-amintești. Supra. Da. Plus 11. Supra n-1. Și atunci, vedeam că se simplifică. N-1 cu N-1. Visul nostru s-a împlinit. Da. Plus, egal mai departe, cu 4 plus 11. 11 supra N-1. Așadar, fracția aceea de la început este asta acum. Deci, 4 N plus 7 supra n minus 1 este scrisă în clipa asta, după șmecheria care am făcut-o, ca fiind 4 plus 11 supra n minus 1. Și ce trebuia să se întâmple cu fracția asta? Să fie număr natural, da? Da. Păi ia-i număr natural dacă asta e număr natural. Da. Că asta 4 este. 4 este număr natural. Deci să zicem și noi. 4 n minus 7 supra n minus 1 este număr aparținului n, este număr natural, dacă și numai dacă 11 supra n minus 1 să fie număr natural. Și asta când se întâmplă? Dacă și numai dacă, când aici devine asta număr natural. Când ăsta de jos e divizorul și el de sus. Deci dacă și mai dacă, n minus 1 îl se divide la 11. Adică n minus 1 să fie divizorul lui 11, nu? Da. Ceea ce ar însemna că n minus 1 să aparțină mulțimii divizorilor lui 11. Și oare care sunt divizorii 11? Păi 11... 1, 11. 1 și 11. Da, e număr prim. Sigur că da, numai 1 și 11. Și acum începem. Pentru... N minus 1 odată egal cu 1, nu? Da. Varianta asta. N minus 1 să fie 1. Da. Primul divizor. Adică N egal cu 2. Da? Și n minus 1 egal cu 11? Prezice și atunci n egal cu 12. Teribil de fain.
Ia să vedem, ne amintim încă o dată ieșit Sormir, v-a plăcut mult de tot, foarte. Ce să facă prietenii noștri? Să dea un like. Un like și un share, nu? Da. Așa, că e tare de tot interesant. Că dacă el, autorul era drăguț, ne lăsa așa. El dădea deodată 11, spre aia minus 1, ne ducea repede, pe divizorul 11. Dar știi ce a făcut șmecherul? Eu pus un 4, o adus la același numitor. Uite că asta a făcut. Acum l-am descoperit. Uitați, uite ce a făcut Ștefania. A adus, eu a găsat 11. Eu parte să iau. 11 supra minus 1 plus 4 a amplificat aici, că trebuia să aduc la același numitor. Da. Cu n minus 1 și i-a dat, după calcul, 11 plus 4n, că mulțim cu 4, da? 4n minus 4 supra n minus 1. Și egal cu 4n, 11 minus 4 plus 7 supra n minus 1. Așa l-a compus. Deci el a plecat, a plecat invers. Da. Deci a plecat de la ce putea să fie mult mai ușor pentru noi. Să ne fi dat 11 supra n minus 1, dar eu a gățat un plus 4, o a dus la aceeași numitor, o stricat și i-a dat fracția 4 pe plus 7 supra n minus 1. Și ne-a spus, ia fă tu, vezi tu, la cine, cum face găsițul ăsta? Acum am putea să compune și noi găsiți de astea. Da. Când ne luăm cu un număr, uite așa luăm. 8 supra 7 n minus 5. Iată ce facem acum. Compun acum. Acum ar fi compun aici. 8 supra 7 n minus 5. Și adăugăm plus... Plus câte? Hai să zic tu așa. Plus... 3. Plus 3. Acum... Amplificăm aici cu... Cu 7... n minus 5. Și atunci... Va fi egal cu singurul linii de fracție. Da, adică 7 ori... Punem în numitorul 7 n minus 5. Și vine 8. Îl scriem pe 8 la prima. Plus... Plus 3... 7... Ori 3... 21 minus 5. Minus 3 ori 5. Ah, da. Minus 15. Înțelegeți acum? Da. Și face egal mai departe. Și egal mai departe cu... E ieșit să se încurcă cu minusul ăsta. Hai să punem plus. Da, că apare scăderea 8 minus 15 nu se poate pentru nivel, da? Și atunci hai să punem plus. Și acum plus aici. Nu? Asta s-a modificat. Și vine 8. Și cu 5. Lăsăm mai întâi 21 n. 21 n plus. Plus 18 și 8. Nu, 15 și cu 8. A, 15 și cu 8. Și face 23, nu? Că luăm din 8. Uite cum fac eu. Hai, spun și chestia asta. Deci eu când am de adunat, așa, văd că lui 5 iar mai trebuie încă un 5, încă un 5. A. Sau invers, pot să fac cu 10 aici. Da. Și iau din 5, iau un 2 și îl duc la 8 și am completat, a făcut 10. Și aici a rămas 3. Da. 10 aceia care am făcut-o cu 10 asta fac 20 și cu 3 23. Da, 23. Sau invers. Fac. Iau un 5 din 8 și a rămas în locul său 3. A, da. Și a făcut 10 asta și cu 10 care 20 și cu 3 care rămas 23. Deci fac șmecherile astea cum îmi vine mai bine. Eu știu foarte bine adunarea 5 plus 5 până oare. Da. 5 cu 5 fac 10. Da? Și atunci iau din 5-ul ăsta și am venit aici din, 5, din 8 am luat pe 5 și am făcut 20 și a rămas 23. Ca să nu, să nu greșesc. Că știi, dacă e greșit o singură dată dintr-o sută din cercări, aceea te sancționează greșeala aceea. Da? Deci 21N plus 23 supra 7N minus 5. E plus. Plus 5, plus, plus 5, că noi am modificat X, plus 5, da. Și acum fracția, dragilor, să vă propunem și noi un exercițiu. Da. Atenție. Acum, da? Să se determine, să... se determine n
Număr natural. Da? N. Număr natural. Determină N natural. Așa încât, fracția 20, cât e acolo? 21 ori N plus 23. Să fie număr natural. Tare de tot. E, asta e. Asta e momentul frumos al lecției. Da? Dacă ne-l fac să scrie, să rezolve și să ne scrie și un mesaj. Dacă le-a plăcut de ieșiți, da? Ei lasă de regulă mesaje, scriu la lecția. La lecția noastră asta, să scrie și un mesaj. Ne-a plăcut ieșițiul. Și, dragilor, compune și voi la rândul vostru. Da, sunt nouă. Trebuie, sigur că da, acolo să apară în ieșițiul propus de voi. Da. Deci, care e frumusețea discuției la noi, Ștefania? Este că atunci când avem o negheșiță, ni se pare foarte dificil. Și visăm. Facem, visăm, așa, la șmecheria asta. Aici a fost super, ca să putem scoate pe 4 un factor, aveam nevoie de minus 4 și am adunat 4, a fost nemaipomenit. Am distribuit numitorul la 2, sigur că 7 și cu 4 fac 11. Și am ajuns la asta și am ghicit acum cum a compus ieșițiul autorul, că el trebuia de la asta o plecată, 11 spre N minus 1, nu? Și atunci am fructificat ideea lui și am zis, hai să facem și noi ieșițiul, să luăm o fracție. El a luat 11 supra N minus 1. Noi am luat fracția de bază, 8 supra 5 N plus, supra 7 N plus 5. Și cum el a adunat 4, noi am adunat un 3, altceva, și ne-a ieșit un alt ieșițiu. Noi, în acest nou ieșițiu, nu, ăsta de aici, prietenii noștri n-au văzut ce am făcut noi. Nu, n-am văzut. Ei nu știu ideea de bază. Am tras o cortină. Da, așa. Nu știu ideea de bază. Dar ei trebuie să viseze la ideea de a scoate un factor comun pe 7. Că 21 se află 7, da. 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 Și trebuie să mai viseze că după ce îl scoați pe 7, cum ar veni 7 ori 3 ori 9. Da, 7 ori 3 ori 9. El descompune ca 21 plus 1 și pe 21 îl descompunem ca 7 ori 3 plus 1. Chiar așa. Chiar așa, că acum e frumos. Trebuie să scoatem un factor. Hai că să nu le putem face noi. Asta e ciudat. Păi chiar așa, cum ar trebui să... Dacă ei n-au văzut deloc cum am plecat și au ieșit ăsta, cum să se facă? Deci trebuie să scoatem un factor comun în cât? Deci pe 21 scriem ca 7 ori 3. Așa, hai să luăm departe. Deci luăm fracția. Hai să ne căpățim să-l facem. Ți-am povestit că am pățit așa, am făcut odată. Mă negreșit, nu am mai putut face pe urmă. Deci, 20, eu l-am propus și nu am mai știut. 21 plus 23, totul supra 7 n plus 5, este egal cu, ai zis 7, bine tu. 7 ori 3 ori n plus 7 ori 3 ori n plus 5, nu 5, cred că 3 ori 5, cred că 15. Da, dar punem 5 ca să fie mai aproape de... Dar tu vrei numai un singur 5? Nu. Dacă scrii numai un 5, când scoți pe 3 în factor comun, îți trebuie 3 ori 5. Da. Uite aici, 3 înmulțit cu 7 n. Da? Și când îl scoți pe 3, da, trebuie să fie 3 ori 5, 15. Adică din 15 ar scos, frate. Deci au, e pieții din ce ne-am făcut. Deci trebuie să zică plus 15, minus 15, plus... adică... Gata. Gata, vreau să le spun tot acum. Băi, fiți atenți aici. Fiți atenți că e tare de tot, ești. 3 ori 7 n. Da, 3 ori 7 n. Dar... trebuie să fie 3-ul ăsta, care se mulțește cu 7 n, trebuie să mulțească și cu 5. Și 3 ori 5, 15 este. De aceea adunați
15 și scădeți 15. Da? Adunări, scădem 15. Plus 23 care era. Totul supra. 7 plus 5 și egal cu... Și acum... Din ăștia 2. Da. Adică 7 ori 3 ori... Plus 3 ori 5, ca să vadă tot omul. 3 ori 5. Plus 23 scăzut 15 face 8. Da? Totul supra, 7 plus 5. Și egal acum mai departe. Aici vedem pe 3 factori comuni, îl vedem și într-o parte și în alta. Îl scoatem în factor. Da. Și e egal cu 3. Pe lângă 7 plus 5 plus 8 totul supra 7 plus 5. Și acum distribuim numitorul. Distribuim numitorul. 3 pe lângă 7 ori plus 5 supra 7 ori plus 5 plus 8 supra 7 ori plus 5. Acum trebuie să simplificăm 7 ori plus 5 și apoi 8 plus 5 și rămân egal cu 3 plus 8 supra 7 ori plus 5. Dacă l-am făcut. Da, și acum este așa dacă și numai dacă 7 n plus 5 e divizor al lui 8. Așa am gândit și noi. Așa, era de așteptat 3 ăla trebuie să scoate în evidență. Că noi am plecat invers, am adunat 3-ul, am văzut același viitor și am făcut calcul și... Deci merge înapoi el. Dar ne-am făcut egeștiu acum, nu-mi pare rău. Trebuie să-l dăm altul. Trebuie să-l dăm altul, asta facem. Hai să facem altul. Da, nu le mai arătăm cu... Stau eu cu spatele, nu mai vorbesc nimic. Da. Da? Poate pasa pe mult. Pe multe, da? Pe, și în felul ăsta... Nu, fac așa. Fac așa. Scot de aici, ca să nu se audă. Da, da, în camera se aude. Și noi îl punem pe YouTube. Numai cei care sunt în direct nu pot. Îi pot, scoate, le pot scoate sonorul. Da, hai să facem așa și să vedem. Pornim de la o fracție. Pornești și tu de la o fracție. Care dai? Cu număr sus. Da. Cu număr, că de acolo pornim, ești tu. Noi am pornit data de la 8 supra 7 plus 5. 5 supra 4 ori plus 3. Plus 3. Bine. Și adunăm aici un cât? Constanta care vrei tu? 2. Și atunci amplificăm aici cu 4 de plus 3, nu? Da. Și va fi egal cu... De fapt, da. Facem o linie. Așa. 4 ori n plus 3. 2. 2 pe lângă 4. Da, da, mă repede. Ai pus 4 n plus 3 la numitor, da? Da. Pune numitorul, da. Și acum, 5. Plus. Plus 2. Pe lângă. Hai să o luăm mai ușor. 2 pe lângă. 4 ori n plus 3. Așa, închid din paranteză și egal mai departe cu 5 plus 2 ori 4, 8, 8 plus 3, nu, nu, cu 2, distributivitatea, plus 6, totul supra, 4 ori n plus 3. Și egal mai departe cu 8 n plus 6 și cu 5, 11. Da, supra 4 plus 3. Și gata, e fracție. Da. Deci cum le formulăm bine și să se determine în natural. Chiar ai să zic. Să se determine în natural așa încât f
fracția 8n plus 11, totul supra 4n plus 3, să aparține numerelor naturale. Iată ieșitul care le rămâne ca temă pentru data viitoare. Da, sigur și hei. Și dacă au înțeles, ne propună și ei la rândul lor, și poate chiar un exercițiu mai interesant decât l-am propus noi. Ce știu eu? Da. Așadar, dragilor, observați că ușor, ușor ne ducem spre ceea ce ne-am propus de foarte multe ori, ca atunci când găsim un exercițiu și ne se pare frumos, interesant, să pătrundem în interiorul lui și să putem să-l desfacem, să înțelegem ideea și pe baza ideii să compunem și noi. Că este extraordinar. Vă zic, autorii aceștia nu sunt niște extraterestri. Sunt niște oameni normali. Da. Dar ei au șmecherii de astea puse la punct și compun și aranjează exercițiile din ce în ce mai dificile. Și ne produc insomnii. Așa. Bun. Hai să vedem acum. Alte exercițiu. Aveți timpul? Să schimbați camera. Da? Acum. Câte mai exerciții mai avem? Unul. Ce fain. Da, cred că unul va așa, în bavan. Mai exerciții tare. Dacă e ultimul, mă gândesc eu. Da, mi-am adus și colegele la casă, mă dau de soapte stele. Să văd stele. Stele verzi, să văd. Dar care cristal și de vezi ce stele, ce bine. Mă, Ștefane, lasă așa mai ușor, de unde 10 stele. Uite, aici m-a plăcut, aici m-am simțit eu în largul meu. Când am compus un exercițiu, când... Așa de alea să-mi spargem capul așa. Am găsit! Băi, Ștefania, nu te mai strămâți. Bine, bine. Acum mă trag eu de timp, găsesc o soluție.